a Fiul și a Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spovedită, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Pentru căciunile Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, obiduiește-ne și mântuiește pe noi. Amin. Vă mulțumim mult pentru faptul că ne însoțiți la aceste seri de priveghere. De data aceasta, nu numai în amintirea sau în comemorarea, ci în pomenirea, și când spunem pomenire, noi simțim că suntem în comuniune cu cei pe care în această seară îi evocăm, și este vorba de Părintele Bartolomeu Dulhan, Părintele Dumitru Iliescu Palanca și Părintele Constantin Voicescu. Dintre acești părinți, Părintele Bartolomeu Dulhan și Părintele Constantin Voicescu, pe care cu siguranță dumneavoastră, cei care ați fost și la Biserica Sapienței, l-ați cunoscut, au trecut, au supraviețuit în istorie și au dat mărturie despre această suferință transfigurată. Părintele Dumitru Iliescu Palanca a trecut la cel verice pe 17 martie 1963, dacă nu mă înșel, în la Sarcea. Este o întâlnire de suflet și vom arăta un singur lucru, aș vrea să subliniez și după aceea vom face și introducerea cuvenită. Cred că cea mai primejdioasă persecuție împotriva Bisericii este nevrednicia propriilor ei slujitori. Ori noi ne străduim prin aceste seri să arătăm că am avut slujitori vrednici. Am avut slujitori care au împlinit ceea ce spune Părintele Nicolae Steinhardt la un moment dat, creștinismul nu îndătură suferința, ci din potrivă și o asumă și o transfigurează, o nobilează ca privilegiu de apropiere de Dumnezeu. Pentru a intra în atmosferă, vom viziona mai întâi un film de 13 minute cu Părintele Bartolomeu Dulhan. Cineva din spate, dacă poate să închidă lumina. Trebuie să precizăm că filmele au fost date de domnul Radu Guină, care nu este prezent în această seară, dar ne-a trimis aceste filme. Doamna
o senzație vagă și nelămurită de pierderea ceva neumit, îmi impunea o veche mai atentă și concentrată asupra meandrelor memorii. La răstimpuri, se contura în străfulgerare amintirea primelor liturghii la care participasem în biserica mică a satului. Din ce în ce mai clar, desfășeam litania preotului de atunci al locului, care nu uita să-l pomenească din când în când, de arhimatitul Bartolomeu Dolhan, cel care împodobise pictoria Chipureștilor cu o frumoasă pictură în stil bizantin. Mi-a fost hărăzit să cunosc prima dată imaginea Ziditorului, a Mântuitorului, a Maicii Domnului și a tuturor Sfinților, așa cum le-a plăsmânt Părintele Bartolomeu Dolhan, original din Bucovacii și Hrăblăului. Le resimt mai acut lipsa astăzi, când biserica de la Bucovaci a fost reclutată și când pictura Părintelui Dolhan a fost ștearsă. În copilărie și adolescență nu știam prea multe despre Părintele Bartolomeu Dolhan. Am descifrat câte ceva despre forța acestei personalități exemplare a ortodoxiei noastre mai târziu. A fost al 8-lea copil al lui Dumitru și a Mariei Dolhan, agricultor din satul Furcovaci. A făcut studii de cântăreț bisericesc la Botoșan și s-a călătorit la mănăstirea Bogoreni din Suceava, sub numele de Bartolomeu. A urmat cursurile Academiei de Arte Frumoase de la Iași, sub rectoratul lui Nicolae Conița și, în paralel, și-a luat capacitatea la Liceul Național din Iași. A fost numit preot la Catedrala Metropolitană de aici și profesor la Școala Monahală de la Mănăstirea Cetățuia din același oraș, de către Mitropolitul de Vrednic Aducere Aminte, Irineu Mihălcescu. Pentru activitate deosebită și devotament în momentele grele ale războiului, acesta i-a acordat rangul de arhimandrit și l-a numit Eclesiar Mare al Catedralei Metropolitane din Catedrala Moldova. Părintele Bartolomeu Dolhan era de o mare bunătate și avea vocație de duhovnic. Era căutat de multă lume. Atunci când Roman Brac a ieșit din închisoare, după primul val de arestări al celor care participaseră la întrunirile lucrurile aprins, Părintele Dolhan l-a ajutat în mod deosebit. Datorită acestui fapt, a intrat în vizorul securității. Între timp, urmase la București și cursul de patriarhie pentru pictură bisericească, întâlnindu-se aici cu Părintele Sofian Boghiu. Părintele Bartolomeu Dolhan, Vasile Dolhan, a fost slujitor la Catedrala Metropolitană din anul 1940, după cum însuși mărturisea. Însă, în anul 1958 a fost arestat în cadrul tuturor arestărilor care au avut loc pe teritoriul țării noastre, prin aplicarea modelului sovietic în țara noastră. El pictă biserici, așa, voi de Sofia, cu mai mulți părinți, nu știu să vă spun, pe toate să București și a lăsat chilia casa lui, că era două camere, chilia sa, o lăsa la dispoziția credincioșilor care vreau să vină cu viața părăstivă, nu avem unde să vă spun, să vă spun, la Iași. Și camerele lui erau distruse. Totdeauna lui ne-a mută. Și în special, după ce au zis aici, Cone, care a fost iar așa cum a fost într-a timpul de la când am mai instalat pe lăsie, studenții sărașe pe acolo. Răușita cu rugăciune lui, cu apreturile de părăstivă, cu studenții lumea reușea. Când vinți așa o și doamnă, în sfârșit, că nu se vinți să-i vadă care soia se închide, se cerceteze, se vadă dacă e adevărat, în unii au fost probabil, așa au unii au venit, Părintele Roman s-a speriat și atunci avea cărți în astea. Deci, nu știți ce mi-a dorit la Părintele Bartolomeu în casă. S-a venit la el la subiect, el îmi face pană cu Părintele, el îmi temere pe casă, n-am să întâlnă el, știți? O mai fost o treabă, n-am spus până la urmă, el a fost în organizația asta de o prins. Asta a fost adus să știți asta. Dar nu m-a prins, au fost mai mulți pe eu, că erau numiți potrivnici ai rânduierilor. De atunci, Părintele Bartolomeu, sigur că a fost luat în acel lot numit Rugla Prins. Făcea parte din acel lot de condamnați, în care era și Părintele
mulți alții. Noi eram studenți acolo. Arătat. Așa e student. Copilic. Adică nu sunt pe părinții de partea mea, pe părinții de ieri. Român, că sunt și acum să ducă. Și-o părinți și-o spus, ei, și nu de partea mea. Într-o părinte nu aproape. De atunci, nu știu. Îl mai scăpa câteodată pe motiv că trebuie să-și termine lucrarea în biserică. Mă refer la pictură. Și părintele Roman Braga spune în memoriile sale că veneau cei de atunci și îl zoreau, spunându-i Bartolomeu, grăbește că trebuie să te luăm. Trebuie să te ducem la locul tău. A venit de bună voie. El a fost trimis aici
autoritățile din vremea aceea au dorit ca să-l mazirească într-un fel, zicând că lumea nu o să mai caute, nu o să mai știe nimic despre el, despre cuvântul lui, care nu trebuie să facă într-o bolie mă dor de udera, zidea pe oricine stătea de vorba cu el. La Falcău, în nordul Moldovei, părintele Bartolomeu a înfruntat alte privațiuni. La început nu avea unde să locuiască, dar în cele din urmă s-a construit o chilie lângă Biserica Ortodoxă, de aici. Oamenii locului au fost întăriți de cuvântul și rugăciunile sale. Mi-l amintesc un om înalt, cu barba aceea de călugăr albă și veșnic, cu o carte în mână citind și plimbându-se în timpul său liber. A fost un duhovnic deosebit și un suflet care a zidit alte suflete. El se ruga și aceste rugăciuni erau într-adevăr primite de Dumnezeu. Nu conta că ești ortodox, că ești catolic, că ești protestant, pentru că aici în sat este o amestecătură de religie. Acest preot era în primul rând om și era un duhovnic pentru toți. În anul 1974, părintele Bartolomeu Tolhan a fost numit stareț la Mănăstirea Râșca. Scurt timp însă, pentru că ochiul vigilent al securității l-a urmărit mereu și a fost nevoit să renunțe la această calitate. A trecut pe la sufestria Neamțului și a ajuns în cele din urmă duhovnic la Mănăstirea Vărată. A fost chemat la Domnul în septembrie 1980 cu o suferință cumplită. Anii de închisoare își făceau efect. A fost îngrijit în ultimile clipe de Maica Neofita Covalnic. Într-o frumoasă zi de toamnă, la biserica din Falcău, am regăsit pictura copilării. În altarul edificiului, cina cea de taină a fost pictată de părintele Bartolomeu împreună cu arhimandritul Sofian Botiu. Tocmai ieșiseră din recluziune și, înduhovniciți într-o taina lucrurilor atins și a rugăciunii inimii, semănau pedania isihastră tuturor celor ce se îndoiau de adevărul celui care se jertfise pentru mântuirea noastră. Era un model care trecea prin nestrăbătut. Prin harul rugăciunii și prin pictura sa, părintele Bartolomeu Tolhan a învins tenebrele unui timp și ne-a arătat calea. Rămâne ca noi să o urmăm și să o împlinim. Ne bucurăm în această seară de sprijinul domnului Adrian Nicolae Tetcu, istoric, de sprijinul domnului Sorin Alic, care este profesor de filozofie, dar în același timp este un mărturisitor. Și ne bucurăm că, repet, ne-a încurajat pentru aceste seri dedicate preoților mărturisitori. Ne bucurăm de asemenea de prezența doamnei Ileana Voicescu. Și de prezența nepoților părintele Constantin Voicescu, Octavian, nepoțelele din partea doamnei Ileana. Este deosebit și minunat acest lucru. De asemenea, ne bucurăm de prezența actorilor Tomi Cristin, Afrodita Androne, la Teatrul Național, Brătușa Mircea. Ca introducere, doar atât aș vrea să spun. Că această ideologie prin care au trecut
preoții și mărturisitorii în vremea comunistă este pentru noi o lecție, o lecție de demnitate, de curaj. Și repet ceea ce am spus la început. Noi vrem să demonstrăm că în perioada comunistă, preoții și-au făcut datoria și în afară, să duci în Sfintele Taine și mai presus de toate Sfânta Liturghie, slăvenind, împărtășind, în condițiile acelea. Dar și-au făcut datoria și acolo în închisoare, prin faptul că au fost mii de preoți, 2000, să zicem, atestați documentar, sute de preoți care au trecut la Domnul în închisoare, cum este și cazul Părintelui Dimitrie Ilescu Palanca și altor preoți mărturisitori. Deci, repet, cea mai nemeștioasă persecuție împotriva Bisericii este aceea nevrednicie proprii lui slujitori. Ori noi tocmai acest lucru vrem să îl înlăturăm. De ce? Pentru că în închisor, preoții și credincioșii creștini s-au întors spre biserica lor pentru a fi renăscuți prin biserică. Atunci s-a demonstrat, și cu aceasta trebuie să reținem și noi cei de astăzi, că biserica este indestructibilă, fiindcă poartă în ea pe Sfântul Duh, care este un Duh, este Sfântul Duh al regenerării. Deci, valoarea bisericii se datorează, în primul rând, prezenței lui Dumnezeu în structura ei duhovnicească. Prin preoții, prin credincioșii creștini mărturisitori. Așa cum spuneam și data trecută, preoții și mărturisitorii din teatru comuniste sunt o dovadă că suferința pe care Dumnezeu o îngăduie a fost creatoare și nu sterilizantă. Că a generat un început de viață nouă și că nu a fost doar o neputincioasă trezire trecătoare între două episoade de somnolență. Să fim realiști. Comunismul, în vremea aceea, ideologia aceasta străină adusă pe tancuri sovietice, a trezit pentru cei care au fost aruncați în închisori cu miile și zecele de mii creștini o conștiință apostolică. O redescoperire a apostolatului dincolo de ceea ce noi numim, uneori, vaga, activitatea misionară. Trebuie să spunem că mărturiile celor care au trecut prin toate iadurile, fie de la Pitești, Canal, Peribrava, Sarcea, Chierna, Sighe, Taiut și alte închisori, au trecut prin această inginerie în care s-a căutat să se golească sufletul de ceea ce este mai important, adică de credința în Dumnezeu. Ne gândim pe Dumnezeu, să fim foarte serioși, cei care au susținut ideologia, nu au căutat fericirea omului, ci au căutat să-l dezarmeze pe om, pentru a-l surprinde fără apărare și a-l ucide. Chiar dacă nu l-au ucis fizic, să-l ucidă sufletește. Și foarte interesant este că și atunci, și din păcate și astăzi, se pare că cineva încearcă să ne interzică intimitatea personală a omului. Ați văzut la Părintele Bartolomeu Dolhan. Părintele Bartolomeu Dolhan, care i-a cunoscut pe cei de la Rugul Aprins, pe Părintele Daniel Sandu Tudor, Roma, Praga, acești părinți, împreună cu intelectualii de la Rugul Aprins, au arătat că, pentru a rezista împotriva tăvălugului acesta ateist, antichristic, singura soluție este soluția, cum spune Nicolae Steinhardt în prologul Jurnalului Fericirii, este soluția spirituală, soluția mistică, soluția credinței. Și ceea ce au actualizat în viața lor, cei de la Rugul Aprins, a fost acest filon filocanic.
coborârea în catacombele inimii, acolo unde nimeni nu poate să pătrundă. Pentru că ei au încercat să transforme pe om în, nu știu cine a scris, suflete goale, orice sau cam așa ceva. Cine? Gogol. Suflete goale. Dar preoții, credincioșii, au arătat că oricât s-a căutat prin această inginerie diabolică să se obosească, așa cum spuneau părinte foarte, substanța intimă a omului, dezconpunerea credinței și a speranței, totuși adâncimile ființei omului reacționează. Și resursele lui, poate uitate la un moment dat, se declanșează. Și așa s-a ajuns că ei au împlinit ceea ce Evanghelia Mântuitorului de Domnul spune, va veni vremea când tot ce vă va ucide, va crede că aduce jertfă lui Dumnezeu. Dar în același timp, preoții și mărturisitorii creștini au descoperit ce înseamnă iubirea și răbdarea până la capăt în numele lui Dumnezeu. Această răbdare, această iubire care izbutește să te ridice deasupra oricărei ideologii și a întregului rău din lume. Această iubire care i-a făcut, și avem un exemplu, sunt multe exemple, pe preoți și pe creștinii mărturisitori să-i înmoaie chiar și pe torționarii lor. Și dau cazul părintelui Gherasim Iscu, cel care, după ce a trecut de la canal și acolo tot așa a spovedit, a împărtășit, a propovăduit, a făcut norul altora, a dat mâncarea sa altora, a ajuns un TBC în fază finală, a dat urmă și avem acea imagine extraordinară deschisă de Richard Wundrat. Deci, cel care a fost la Târgu Ungar și apoi a ajuns în Statele Unite și a mărturisit. În perioada comunistă, mă gândesc că circula această carte, dar nu era tradusă în limba română. Și el relatează cum părintele Gherasim s-a întâlnit cu fostul său torționar. Și l-a mărturisit, l-a împărtășit. Iar torționat după ce a fost împărtășit, a exclamat ce este și în cartea lui Amurid este descris acest episod, mai puțin faptul că este Ion, este torționat. Și torționat a întrebat, părinte, nu vine să cred că Dumnezeu m-a iertat. Am omorât oameni și sufletești și trupești. Mi-e frică, adică oare Dumnezeu m-a iertat? Și atunci părintele Gherasim, cu blândețea lui, i-a spus, dragul meu, dacă eu, un netrebnic, un neputincios, un nevrednic, am avut puterea să te iert, cu atât mai mult Dumnezeu, care este iubire nemărginită. Și așa a rânduit Dumnezeu că în noaptea de 25-26 decembrie, noaptea de Crăciun, spre Sfântul Nicodim de la Tismana, părintele Gherasim Iscu a trecut la Domnul împreună cu toți oamenii pe care îl spovedise și nu împărtășise. Nu așa că, dacă noi căutăm și mă bucur că domnul Adrian descoperă în arhive aceste comori, nu așa că acestea sunt fire din baterie. Adică, în momentul în care găsești în cartea unui asemenea mărturisitor, după toate încercările, începe să vorbească despre credință, despre dragoste, despre comuniune, ca în pateric. Și spune, tot ceea ce eu vă scriu, nu sunt rezultatul unor lecturi pe care le-am făcut în liniște, nu sunt rezultatul unor speculații filozofice, ci sunt rezultatul unei experiențe unde ți se cere să dai un răspuns aici, la hotarul dintre viață și moarte. La hotarul acesta trebuie să dai un răspuns și răspunsul acesta este
Le invităm acum pe domnul Adrian pentru primul invocat în această seară, Părintele Bartolomeu Turnan. Dar cum părintele Daniel, ca
și Arsenie Papacioc, de la Sfatina, și Părintele Globa, tare de la Sfatina. Erau urmărit de către securitate, atunci și Părintele Bartolomeu intră în vizorul securității. La un moment dat, securitatea chiar trimite niște provocatori la Părintele Bartolomeu, precum un tânăr condamnat, contrarevoluționar, un acatist la părinte pentru a reuși să fugă din țară. Se pare că această încercare a securității nu a reușit. Cei din urmă la prins în 13-14 iunie, după cum știm, 1958, sunt arestați. La puțin timp după arestarea celor din la prins, la 5 decembrie 1958, este arestat și Părintele Bartolomeu. Este torturat în ancheta a securității din Iași, unde este acuzat că ar fi dus uneltire în formă agravantă de conspirație împotriva regimului prin adăpostirea și susținerea unor contrarevoluționari de activitate dușmănoasă, cum că s-ar fi rugat pentru cei care doreau să fugă din țară și care ar fi discutat dușmănos. Cu toate torturile suportate în anchetă, refuză aceste acuzații. Cu toate acestea, prin sentința 1955 a Tribunalului Militar Iași, din 9 martie 1959, Părintele Bartolomeu primește o condamnare de 15 ani casnică pentru infracțiunea de agitație la uneltire contra unui social. Părintele a cunoscut calvarul închisorilor și a muncii forțate de la Iași, Gherla, Sarcia, Periprava, Giurgeni și Jilava. În detenție de la Sarcia, primește pachete de la maica Benedicta Braga, sora ucenicului său de la Iași. La 11 septembrie 1963, după ce se duce pedeapsa la 4 închisoare corecțională, Părintele Bartolomeu este eliberat, dar condiția să nu mai fie primit în același loc de muncă. Cu mare căutate îi se recunoaște numirea la parohia Vacos Straja, pictează biserica din biserica acestei parohii și este intens cercetat de către credincioși. Mai apoi este mutat la Mănăstirea Gâșca pentru puțin timp și la Barat, unde în anul 1980 trece la cele veșnice. Un alt părinte despre care vreau să vorbesc este Părintele Dumitru Iliescu Palanca, cunoscut slujitor al Bisericii Stavropolos din perioada celui de-al doilea război mondial. Părintele Dumitru Iliescu Palanca s-a născut în satul Palanca, Comuna Nemoiu, județul Vâlcea, în anul 1903. După gimnaziul Brătian din Drăgășani, urmează seminarul teologic Sfântul Nicolae din Vâlcea, apoi seminarul din Roma. Pentru a se întreține la seminar, el predă ca învățător la Ciorăști, în județul Tutova. Finalizează seminarul teologic la Râncu Vâlcea, în anul 1928. Iar în același an, la 23 decembrie, este hirotonit pe seama parohiei Oltenița Suburbană, la vremea aceea în județul Ilfov. Aici, ca preot paroh, el a ridicat din temelie o frumoasă biserică, fiind unul dintre, poate, cele mai frumoase lăcașuri de cult din stânga Dunării. Biserica se află, cum intrați în Oltenița, undeva în partea stângă, se văd turnele imense. După o arhitectură și pictură bizantină, Tot la Oltenița, el înființează pe lângă parohie un cămin cultural sub patronajul Sfântului Nicolae, pe care îl înzestrează cu o bibliotecă, o sală de festivități, în care ține meditații religioase, atrage tineretul parohiei la catehizare, organizează șezători populare și sărbători culturale artistice. Devine un real coagulant spiritual pentru Oltenița acelei vremi. Nu mai spun de fapt că el se implică și în probleme de ordin gospodăresc, despre ce
care, datorită lui, Conteința a fost acordată la curent electric. Duce o viață, duce o misiune religioasă intensă, prin predici duminicale, în care a ascultat, ținea niște predici duminicale captivante, conferințe săptămânale, la Căminul Cultural. În timpul construirii bisericii parohiale și a Căminului Cultural, a avut de înfruntat și adresatele unor persoane răuvoitoare din mediul politic, dar și din cel bisericesc. Toate acestea, el își continuă activitatea. Este profesor de religie la școala primară din parohie și la școala de menaj, în anul industrial și la liceul de băieți din Ortenița. În anul 1935 face un pelerinaj al locurilor sfinte din Orientul creștin. Abia în anul 1936, el urmează cursurile facultății din Chișinău, unde își ia licența cu distinția magna cum laude. La 15 septembrie 1938, ajunge profesor la Catedra de Religie și la direcțiunea seminarului din Curtea de Argeș, fiind nevoit să demisioneze de la Ortenița lui dragă. Aici se confundă cu un denunț făcut de, se pare, de un legionar, profesor, cum că ar fi legionar și că duce politică, aduce activitate legionară la o prechiziție efectuată de siguranță în incinta seminarului teologic, se descoperă niște lucrări legionare și el astfel este nevoit să demisioneze. Se transferă la seminarul monahal de la Cernica, unde funcționează până la 1 septembrie 1940. Nici aici nu poate sta prea mult, pentru că nu putea să obțină o titularizare. În urma mai multor demersuri la Patriarhul Nicodim Munteanu, este numit suplinitor la mai multe biserici pe rând, la Sfântul Mina, Sfântul Ioan Moș, Sfântul Ilie Hanul Colții. În cele din urmă, în înțelegere cu Ministerul Cultelor, la 19 noiembrie 1940, în înțelegere cu Ministerul Cultelor, obține postul de preot onorific la Biserica Stavropolos. Era interesul bisericii de a redeschide această biserică pentru că era condamnată la ruinare. Biserica se redeschide oficial la praznicul Sfântului Nicolae al anului 1940. Aici trebuie spus faptul că momentul a fost intens mediatizat, să zicem, ideologic, de către presa legionară a Vremii, pentru a arăta binefacerile pe care guvernarea legionară le face bisericii. Ai bucuria de a face această deschidere a bisericii cu slujbe solemne, la vecerie participă Arhimandrit Mitroforiu Scriban. De la a doua zi la liturghie, protos este mitropolitul Basarabiei Gurie Grosu. Abia în vara anului 1941, el a arătat această biserică, Stavropolos, a arătat cultului, pentru că a fost nevoie de o serie de reparații pe care să le facă. Acoperișul era deteriorat, pictura trebuia refăcută, plus că biserica nu avea statut de enorie, și pentru că se afla între două mari parohii, Slătar și Sfântul Duminicu Poștă. Și aici, ca și la Oltenița, părintele Dumitru Ilescu Palanca face o activitate misionară intensă, cu vecernici pe veghere înaintea Sfintei Liturghii, cu meditații religioase, practic încheiată o comunitate vasi parohială statorică.
este urmărit pentru legăturile pe care le avea cu bunul său prieten, preotul Ilie Imbrescu și cu preotul Liviu Stan. Chiar este filat de către siguranță, îndeaproape, și se consideră că el duce activitatea legionară, deci activitate politică interzisă, cum se spunea la vremea aceea. Din acest motiv, la 27 decembrie 1942, el este reținut alături de mulți alți preoți considerați legionari și trimis în lagărul destinat preoților de la mănăstirea din Smara. La puțin timp, în aprilie 1943, este eliberat. La 1 septembrie 1944 este numit profesor suplinitor de științe religioase la Seminarul Central din București, unde a funcționat până la 1 septembrie 1946. Ocupă mai multe funcții bisericești, între 1945-1948, este apărător al consistorului parhial și din 5 martie 1948, protoereu al circumscripției 3 Ilfov. Pentru activitatea sa pastoral misionară, Patriarhul Nicodim Munteanu i-a acordat rangul de iconostas ofor la 16 martie 1948. Și după 1945, evident, este, după 20 august 1944, el este urmărit în pădurea de către siguranță. Este chiar reținut la un moment dat, în octombrie 1944, la puțin timp lăsat liber, din ordinul expres al Ministrului Afacerilor Interne. Iar fiind reținut din nou la 14 aprilie 1945, cu intenția autorităților de a trimite în lagărul de la Slobozia. Și de această dată scapă, datorită prietenul său, preotul Liviu Stan, care lucra în Ministerul Culturii. Tot părintele Dumitru Iliescu Palanca s-au confruntat cu autoritățile de data aceasta comuniste, pentru că în octombrie 1945 se preconiza ca spațiul Bisericii Stavropolios să fie afectat sediului Uniunii Preoților Democrații. După cum știm, Organizația Preoților Democrații, afiliată politic Partidului Comunist Român, însă reușește să scape și de această încercare. În ianuarie 1948, părintele Dumitru Iliescu Palanca este contactat de profesorul Gheorghe Popescu Vâlcea, directorul Ministerului Culturii, care îi propune să facă parte din organizația de rezistență anticomunistă Vlad Țepeș II. Se pare că rolul preotului Iliescu Palanca era de a primi jurământul membrilor acestei organizații. După difuzarea unor manifeste, în două rânduri, în februarie și aprilie 1948, unor manifeste anticomuniste de către această organizație, la 9 mai 1948, părintele Dumitru Iliescu Palanca este arestat într-un lot cu încă 24 de persoane. Toate aceste arestări, dacă aș putea spune că a înjurat cumva autoritățile, pentru că mare parte a acestor persoane vizate arestate făceau parte din structura Ministerului Culturii. Deci vă dați seama că organizația aceasta, la Țepeș II, reprezenta o amenințare chiar la adresa aparatului de stat. Este anchetat în condiții extreme, în tensiuni fizice și psihice, refuzând să accepte acuzațiile care se aduc. De altfel, la proces, la 30 iunie 1948, la proces, părintele Iliescu Palanca refuză să recunoască învinuirile care se aduc. La 6 august 1948, prin sentința 1252 a Tribunalului Militar de București, Dumitru Iliescu Palanca primește o condamnare de 20 de ani de muncă silnică. Aceeași condamnare primit și liderul organizației Gheorghe Popescu Vâlcea pentru infracțiunea de uneltire contra ordinii sociale. În timpul detenției, părintele Iliescu Palanca era etichetat legionar foarte periculos și din acest motiv
a suportat regimul pe care autoritățile comuniste îl rezerva acestora. Preotul Palanca a cunoscut închisori de la București, Jilava, colonia de muncă de la Baia Sprie, de la Nistru, penitenciarul Aiut, penitenciarul Lugoș, Gherla, a fost din nou la Jilava în 1962 și în final la Ostrov, respectiv colonia de muncă, lagărul de muncă de la Sarcea. A suportat la Aiut, penitenciarul de la Aiut, a suportat 282 de zile de izolare cu regim sever și interzicerea de a fi pachet, scrisor și vorbitor. Tot în dosarul penal de la securitate, există un document foarte interesant din mai 1956, e vorba de un raport de pedeapsă din penitenciarul Gherla, în care se spune că preotul Palanca, citez, după închidere, a fost găsit făcând predică religioasă cu toată camera. Și spune gardianul în raport, menționez că nu este pentru prima dată când deținutul face acest lucru și a mai fost găsit, am chiar citat. Din acest motiv, gardianul a propus 7 zile de izolare. La sfârșitul anului 1962, părintele lui se depistează în TBC. Din acest motiv, în martie 1963, fiind diagnosticat cu un TBC sever. Ultima constatare medicală din dosarul penal este, de fapt, verificarea decesului din 17 martie 1963. Deci, părintele Dumitru Ilescu Palanca a murit la lagărul de la Sarcea la 17 martie 1963. Ultima biografie pe care vreau să o prezint în mod succint este despre Constantin Voicescu, pe care eu consider un consider de referință pentru fenomenul spiritual din retenția comunistă. Și spun acest lucru pentru că a fost unul dintre cei care, acești studenți care au trecut prin, au cunoscut ororile reducării de la Pitești, prin metoda violentă, a cunoscut ridicarea spirituală de la Târgu Ocna, datorită lui Valeriu Gafrincu, și apoi, din nou, reeducarea orchestrată de autoritățile comuniste, de data aceasta prin metoda psihică de la Aiut, reeducarea orchestrată de către colonul Gheorghe Crăciun. În contextul arestărilor ordonate de autoritățile statului la 15 mai 1948, în care au fost arestați mulți considerați regionali, găsiți așa în evidențele fostei siguranțe, burghezi, se spune atunci. În acest context, alături de alți studenți, Constantin Voicescu a fost arestat la 20 ianuarie 1949. Aici aș vrea să fac o paranteză. De ceva timp cercetez contextul în care și mobilul pentru care au fost arestați acești studenți după 15 mai 1948. Și am constatat că multora se aducea acuzația marota a securității de activitate regională, de apartenență la mișcarea regională. Făcând o analiză atentă asupra documentelor de arhivă, am descoperit că, de fapt, în contextul reformei învățământului, declanșată de regimul comunist, vara anului 1948, care s-a abătut asupra tuturor nivelurilor de învățământ din țară, în mediul universitar, acolo unde, în perioada 1945 până în acel moment, 1948, organizațiile politice pro-comuniste încercaseră să penetreze mediul universitar prin diferite, prin entitate, prin diferite celule ale Uniunii Internetului Comunist sau prin alte asociații pro-comuniste. Deci, pentru că nu reușiseră să facă acest lucru, am putea spune că arestările din a doua jumătate a 1948 din rândul studenții românești este, de fapt, un act, un gest, o măsură de răzbunare a regimului
la această atitudine anticomunistă a studenților români. Și în acest context a fost arestat și Constantin Voicescu, student la Geografie, Universitatea din București. Este adevărat că Constantin Voicescu avea niște antecedente în zisele legionare. El, pentru că la școala normală din Buzău fusese arestat pentru legăturile pe care le avusese cu Marina Iliu și alții legionari, el mai suportase o detenție în perioada antonesciană. Cu aceste etichete de legionar, el a primit o sentință la 50 aprilie 1949, Tribunalul Militar București, la 4 ani de pință grea. Cu toate că ceruse recurs pentru împotriva acestei decizii, tânărul Voicescu rămâne cu această condamnare și este trimis la Pitești, unde deja a început să reeducarea prin metoda violentă, despărarea minții acestor tineri care erau sortiți de către regimul comunist la acest tratament inuman. Se îmbolnăvește de TBC, iar în mai 1950 ajunge la penitenciarul sanatoriu de la Târgu Ocna. Era un penitenciar destinat tuturor deținuților, la vremea aceea. Era un penitenciar destinat tuturor deținuților bolnavi de TBC din mediul concentrațional românesc. Aici ajunge în preajma lui Gafencu și Ioan Ionite. Se apropie de ei. Manifestă o trăire creștină autentică alături de ceilalți. Dezbrăcată de orice conotație ideologică. Tânărul Voicescu învață din poeziile creștine care circulau în acel penitenciar. Practică rugăciunea lui Iisus. Așa cum făceau și ceilalți lui prieteni ai săi, Gafencu și Ionite. Învață Evanghelia după Ioan, care circula în penitenciar pe bucăți de scândură unse cu săpun. La expirarea pedepsei, Constantin Voicescu mai primește 12 luni de detenție administrativă, fiind eliberat la 14 luni 1954. În libertate continuă să trăiască după perceptele primite în, la Târgu Ocna, de la Gafencu. Este interesat de literatura creștină, literatura mistică. Îl caută ca duhovnic pe Benedict Viuș, care știm că participase la ședințele Rugului Aprins de la Antim. Caută literatura mistică de la profesorul Alexandru Milonescu și cunoaște pe Tanin Samu Tudor, Arsenie Papacioc, primește sfatul de la părintele Dumitru Stăniloae, care îl îndeamnă să urmeze teologia. Se înscrie la Institutul Teologic din București. Numai că în pragul anului 1958, autoritățile comuniste se pregăteau pentru un nou val de arestări. Și mai ales după lichidarea Revoluției de la Budapesta din 1956 și retragerea trupelor sovietice din România. Constantin Voicescu este arestat, student ca student la teologie, este arestat din nou la 30 octombrie 1958 și anchetat la Ministerul de Interne. Este inclus într-un lot format de 29 de persoane sub acuzația de constituirea unui grup contrarevoluționar. În acest lot, va preciza că în acest lot erau incluși atât foști deținuți politici de la Târgu Ocna, era Constantin Voicescu, cât și deținuți în temițele comuniste, precum Ioan Ionite. Deci, la momentul respectiv, Ionite era din nou arestat, deși el era deținut în închisoare. Voicescu este considerat de către organele de represiune vârful unei grupări a foștilor deținuți mistici de la Târgu Ocna, care în libertate ar fi complotat împotriva regimului prin așa zise întruniri legionare în timpul vizitelor pe care le făcea la mănăstirea Antim, Plumbuita, la biserici bucureștene, sau în diferite ocazii. Că făcea ședință legionare la nunți, botezuri, mormântări. Este acuzat de această inițiativă. Este acuzat de către organele de presiune că
mistică, cu această formă, de la cei doi, Valeriu Gafeciu și Ioan Ianulide. Vreau să vă spun că, fac o paranteză, chiar acum câteva zile am văzut, am revăzut dosarul penal al părintelui Constantin Voicescu, cu ancheta din 1958-1959 și, la prima vedere, oricine ar merge și ar vedea aceste dosare și ar vedea anchetele consemnate și care se păstrează la dosarul penal și la dosarul care a mers în instanță, ar putea, la prima vedere, ar putea crede tot ce se scrie acolo, tot ce era este consemnat acolo. Pentru că aceste interogatorii erau consemnate de către anchetator, cel anchetat fiind nevoit doar să le semneze, evident, nu neapărat imediat după aceea, ci putea și mult mai târziu. Adică era obligat, forțat și mai târziu să forțeze aceste, să semneze aceste interogatorii consemnate de anchetatori, tocmai ca să fie acuzabile la adresa lui și după aceea să constituie probe la proces. La proces, Voicescu refuză să recunoască toate cele declarate în acheta penală și toate acuzațiile care se aduceau de către securitate. Cu toate acestea, prin sentința numărul 844 din 28 august 1959 la Tribunalul Militar București, Constantin Voicescu este condamnat la muncă silnică pe piață. Aceeași condamnare primit și Ioan Ianulide. Voicescu cunoaște penitenciarele de la Jilava și de la Iud. La 16 ianuarie 1963, într-o decizie a unei comisii formate de reprezentanța Ministerului Justiției și a Ministerului Afacerilor Interne, este comută pedeapsa la 25 de ani cu silnică. În contextul amnistiei generale, la 25 iunie 1964, Constantin Voicescu este eliberat de la AIUD. Acestea au fost cele câteva coordonate biografice asupra cărora am vrut să mă opresc despre cum a reușit părintele să primească darul preoției și să slujească. Gândesc că să vă spună și ca părintele, doamna Ileana Voicescu, pentru că pentru mine cel puțin reprezintă un alt capitol de cercetare și un alt demers științific. Vă mulțumesc! Dacă îi vom omorâ și cu, pentru faptul că ei se declară credincioși, cred în Dumnezeu creștin, atunci vom umple calendarul cu Sfinții. Dar dacă îi vom declara, îi vom macula și vom transforma în deținut de drept comun, atunci găsim toate aceste lucrări la adresa acestor mărturisitori. Aș vrea acum să vă mai cer îngăduința să dăm și filmul domnului Radu Bine, cel de-al doilea film. Este vorba despre părintele Dimitrie Iliescu Palanca și după aceea doamna Ileana să ne vorbească despre părintele Constantin Voicescu.
la picior. Și eu m-am răpăzit la el. Iertați-mă! M-am răpăzit la el să-l îmbrățișez. Și polițiștii n-au dat la o parte. Iar școala primară a absolvit-o tot în această localitate.
A urmat cursurile seminarului teologic ortodox de la Undicul Vâlcea și la numele Iliescu a adăugat și pe cel al satului de origine. S-a căsătorit în anul 1925 cu Iosefina Brăila, studentă, după care a fost hirotonit preot, iar la 1 ianuarie 1929 a primit parohia Oltenița Rurală din județul Ilfov. Și cu ajutorul oamenilor, cu ajutorul prefectului, a ridicat această biserică din temelii, a resfințit-o, a repictat-o, a făcut-o frumoasă, a făcut-o mare, fiind la ora aceea vatra orașului Oltenița și prima biserică construită în acest oraș. Arhitectul acestei biserici a fost Anie de la Vrancea și Borin. După ce a construit biserica, s-a gândit să facă un cămin cultural pentru spectacolele oștenițenilor de aici, unde copiii mici făceau sketch-uri și spectacole pentru popor. El a cunoscut-o pe mama mea, Iosefina Brăila, care era din Oltenița și era profesoară. Ne-a vorbit foarte mult de acest oraș care l-a iubit foarte mult și unde a copilărit și unde s-a născut și unde era mama ei și frații ei. Și ne-am legat foarte mult de acest oraș prin bunică, prin unți și veneam în fiecare vacanță școlară, veneam aici și ne delectam în curte cu fructe și legume. În următorii ani, preotul Dumitru Ilescu Palanca a năzuit spre desăvârșire spirituală și și-a forțat destinul. A călătorit în Țara Sfântă, Grecia, Siria, Egipt, a absolvit seminarul pedagogic din Iași și și-a luat licența la Facultatea de Teologie din Chișinău. În 1938, a fost numit directorul seminarului de la Curtea de Argeș, iar în 1940 a fost transferat la seminarul monahal de la Cernic. În toamna aceluiași an, la inițiativa lui Octavian Dobrin, prin epitrop al Bisericii Stavropoleos din București, a fost redeschis acest sfânt locaș, iar paroh a fost numit Părintele Dumitru Ilescu Palanca. La turnosirea bisericii, în ziua de 6 decembrie 1940, s-a făcut o liturghie arhierească, din sobor făcând parte Mitropolitul Curii al Basarabiei, Arhimandritul Mitrofor Iuliu Scriban și preotul Petre Savin, consilier cultural la Patriarhie. La eveniment a participat și Ion Curcărea, elev al părintelui Ilescu de la Cernica, angajat ulterior cântăreț la strana de la Stavropoleos. Stăruia undeva ideea cum că ar fi cu legionare. Părintele de la Ghiță era foarte bun prieten cu tata și Liviu Stan, erau profesori, veneau în fiecare duminică, după slujbă, veneau la masă la fel. A mai fost foarte mult prieten cu Radu Girca, să dea chiar pe strada Poștei. Dosarul legionar al lui Dumitru Ilescu Palanca trebuie privit nuanțat. Biserica Stavropoleos a fost redeschisă într-un moment când mișcarea legionară se afla la putere și aici stă nodul gordian al problemei. Dumitru Ilescu Palanca le-a mulțumit preoților Liviu Stan, Ștefan Paladiță și Ilie Iprescu, funcționarii ai statului și membrii ai mișcării legionare pentru ajutorul dat în redeschiderea lăcașului. Dar e foarte evident că nu a fost membru al mișcării, deși în 1942 a fost internat la Târgu Jiu sub această învinuire, iar în 1945 Prefectura Poliției i-a redeschis dosarul. Comuniștii nu vor face altceva decât să reia aceste acuze. Preotul Dumitru Ilescu Palanca a fost prețuit și apărat de către Patriarhul Nicodim Munteanu. În altul era aprecia calitățile sale administrative, misionare și culturale. Dumitru Ilescu Palanca avea vocație de predicator, iar modelul său a fost Ilie Miniadis, din opera căruia a tradus cu sârb. Cât a slujit la Stavropoleos, a scos publicația Păstorul creștin ortodox, fiind și profesor la Seminarul Central. În jurul părintelui Ilescu Palanca s-au adunat mulți intelectuali atrași de predicile și meditațiile sale, iar biserica a devenit neîncăpătoare. Când l-am cunoscut, am fost
impresia noastră e tata meu era în comitetul Sapuță, niște biserice Sfântul Silvestru. Era epitropul care ca și să nume. Deci, teoretic, ar fi trebuit să fim aparținând de Sfântul Silvestru. Dar când a început Părintele Iliescu, în special cu acele celebre predici, bineînțeles că vedeam, pentru că era oarecum să sfidezi guvernul, să faci un fel de opoziție, să spun. Și chiar dacă nu vorbeam faptul că dânsul vorbea și cu ce vorbea și cu cuvintele lui, ne mulțumea pe noi. Multă vreme după arestarea preotului Dumitru Iliescu cu Palanca, familia sa nu a știut unde se află. Între timp, fiul său, Paulian Iliescu, a ieșit din închisoare, iar soția și fiica se zbăteau să afle dacă mai trăiește sau nu. După câțiva ani, au primit un semn de la închisoarea Chercă. Mi-a trimis o scrisoare că puteți să veniți la vorbitori. În ziua de, luna de, se pare era toamnă în octombrie, mi se pare. Și atunci, cu mama și cu fratele meu, am luat trenul de noapte, unde era plin de familii care vreau să-și vadă soții, copii sau altă rudă de familie. Și ne-am luat, ajungem la biroul de să ne repartizeze în ce cameră putem să ne vedem pe tatăl meu. Și mama a zis ce să intre și copiii să-și vadă tatăl. Și a spus, nu, nu e voie. Nu e voie. Deci mama a început să plângă, vă rog foarte mult, am venit cu copiii, măcar un pic să se vadă. Bine, doamne, zice, atunci a intrat cu băiatul. A intrat fratele meu cu mama și am rămas afară. Mama a lăsat puțin ușa deschisă ca să văd, să pot să văd și eu ce se întâmplă înăuntru. Și am avut curajul și am deschis ușa mai tare și am intrat la multă. Bineînțeles că poliția m-a dat imediat afară. Dar am reușit să-l văd pe tata și să fac un semn. În acei ani grei, într-o seară, a sosit din provincie la București Ion Purcărea pentru un curs de specializare. A fost primit și cazat la Stavropoleos de către Iosefina Iliescu. Într-o seară când am dormit, a prins, a adus o, o butelie și de ca și-a dat o ca să plătim mai o butelie. Și după ce am stat o seară acolo, a doua seară, domnul ne spune episcutorul, nu e episcutorul la intrător, dar nu zice. Acolo e chestie cu puțin cu plug. Mi-a spus, și mi-a mai dat voie, nu e bine, bine să fie și acolo. Pentru că era vorba, atunci am aflat de, am aflat de arestarea Părintele, nu știu că e arestat. De la închisoarea Gherla, Părintele Dumitru Iliescu Palanca a fost mutat la cea din Aid. Pe locul unde se afla infirmeria penitenciarului, astăzi s-a construit o biserică. Eu am muncit foarte mult la Iud, ca să poată recupereze din zilele de închisoare și s-a îmbolnăvit în plăbinii. Și era în sanatoriu sau spitalul Aiudului, închisorii Aiud. Ne ducem noi la vorbitor și atunci ne-a dat voie la toți trei să intrăm într-o cameră unde erau mai mulți, unul spre un scaun și noi trei pe alte scaune. Și am vorbit ce putea să vorbim că poliția era în spatele lui și în spatele nostru. Ce mai faci? Cum mergi cu sănătatea? Zice, am avut o problemă la plământ, dar zice, a trecut. Stai liniștiți că sunt bine. Bun, ce faceți? Ce fac copiii cu școala? Cum mai tată să învățați bine, să treceți, uite, să o ajutați pe mama, să puteți câștiga niște bani, etc. Și el a scos din sân o cruciuliță.
a lucrat la bucătărie și a făcut un oaset, o căciuniță, în care a scris numele meu. Vă rog să mă iertați. Și mi-a dat cu o scoară neagră. În închisoarea de la Aiud, Dumitru Ilescu Palanca s-a întâlnit în acei ani cu un vechi cunoscut, ajuns și el deținut politic. Eu l-am cunoscut din căsătorie cu soțul meu, am cunoscut și eu și am frecventat biserica și am partea la slujbele care, mă rog, erau extraordinar de frumoase și de educative și cu care părintele emana așa o căldură și o iubire față de oameni și de credință. Și acest lucru, să știți că și l-am menținut, lucru povestit de soțul meu, și când l-am întâlnit la Aiut. Acolo nu-și pierduse credința și ținea anumite predici, bineînțeles, după care era gata celulea și ținut câte 80 zile părintele. Asta ce mi-a povestit soțul meu. În localitatea Salcea, din insula Marea Brăilei, exista în anii comunismului o colonie penitenciară pentru deținuți politici. Aceștia erau folosiți la construcția arhivurilor. Astăzi se mai văd doar ruinele coloniei. După ce a trecut și prin închisoarea Lugoj, preotul Dumitru Ilescu Palanca a fost mutat aici și în luna februarie 1963 scria familiei sale că este sănătos. Din păcate, timpul nu a mai avut răbdare cu el și în luna următoare a sfârșit în urma unei congestii pulmonare. A fost înmormântat în cimitirul din localitatea alăturată, Acaua, de către un preot moldovean, Săbiuță, coleg de detenție. În acest cimitir, regele Mihai a ridicat în anul 1997 o cruce în memoria deținuților politici care au fost îngropați aici, fără cruce sau lumânare. Într-un târziu, Ileana și Josefina Iliescu au ajuns la Acaua. A venit părintele Săbiuță la București și a spus mamei multe amănunte, cum a murit, că i-a făcut, în fine, o mică slujbă acolo, în secret, și că a pus noaptea să-i îngroape. Și acest preot ne-a făcut schema cimitirului și a spus că este la 40-a urmă de la colțul din dreapta. Și că are un par foarte mare, un grobat foarte adânc, cu inițiale lui la 3 nivele. Am reușit să dăm toate bărările de afară, să curățăm mormântul, să sape și să găsească acest căștub din scânduri. Și când am văzut, l-a descoperit, era numai oase. Toată îmbrătămintea era topită, însă părul și capul era impecabil. Adică avea și păr, negru cum l-a avut toată viața. Și am început să-l desmembrăm, să spălăm oasele și eu am făcut oase. În anul 1964, Gheorghe Popescu Vâlcea era eliberat din închisoarea Kerla împreună cu ultimii deținuți politici. Popescu Vâlcea a reușit să iasă în închisoare, era un om mai tânăr și sănătos și a locuit foarte aproape aici, lângă Biserica Sfântul Dumitru. S-a recăsătorit cu o doamnă și după foarte multă vreme, foarte multă vreme, a îndrăsnit să vie, a avut curajul, ca să zic așa, să vie să vorbească cu mama. Mama era puțin supărată pentru că era foarte mult prieten cu tata și zice, e bine, dar mă zice, de ce n-ai venit să... Ce mi-a fost frică. Iosefina Iliescu a locuit în casa parohială de la Stavropoleos, a înfruntat cu mari dificultăți și
a rezistat cu greu presiunilor morale la care a fost supus. Fără cruțare, viforul de foc. Ochiulea de pe
peste munte, aprici e rând, i-a surpat din rădăcină pe tus patru în rând. La botezul fiecărui din copiii lui, popa Stancu răsătise pui de brad cu pui și îngrijiră copilași patru șiri mărunți de frățânii de la poartă coborâți din munți. An cu an crescură brazii fala întregii văi și cu ei creșteau alături falnicii flăcări. Iar când oamenii, lăsându-și carele cu boi, ca luați un vânt, porniră trâmbă la război, a rămas numai cu brazii popa amărât. Ei țineau sfinții sale singur de urât. Șocot lind acel din dreapta, frate cu Ion, ce lupta departe, în munte, sus, pe Alion. Cel din stânga, plin de chiot, chipe și învolt, era frate cu Gheorghiță, luptător pe opt, ci din mijloc svelți de-o seamă când se îmblădiau de Matei și de Nichita, nearoși, aminteau. Iar popa, de pe prispă, stând la sfat cu ei, îi certa. Fii mai cu pază, unde săr Matei? Tu, Ioane, smeul tate, prea mii te sumeți, stați cu minții de posturi, dragi mei băieți! Năboiau pohoi dușmani însetați la strunci și loveau în fricoșate tumurile lungi. Respingeau mereu pohoiul cete de priveci. Nu era o casă fără morți, pierduți, beteci. Popa însă sta cu brazii ca de taină. Când o ghiulea de peste munte i-a surpat la rând. Era semnul ce ceruse Domnului supus că feciorii lui, în luptă, toți i s-au răpus. N-a mai stat o clipă în cumpeni, n-a mai cercetat, pregătind de înmormântare cu adevărat, a spălat frumos puștenii, falnic i-a gătit, cu lumini de ceara prinsă i-a împreșuit și sub coaja fiecărui strecurând un ort, a pus clopotul să tragă jarnic pentru mor. Pic cu pic rășina strânsă, timp îndelungat, a cules-o ca un sânge sfânt și închegat. Brat cu brat pe răsărie, întinzând, a pus și trei zile încheiate, priveghind, a plâns. Iar a treia zi, nădăjdi și cu mult norod, a pornit cu viersul tare slujba de prohod, întinzând pe răsărie, trunchi stropit de trunchi, le-a citit întreaga slujbă, singur și genunchi. Jarnic a purtat tot satul ca pe niște morți, cărinau copiii și babe, pâlpuri pe la porți, cu alaiul în ograda apoi a intrat și la prispă, sub fereastră, brazii a îngropat. Zi și noapte, de atunci, între lumânări, răsfoia psaltirea sfântă, plină de însemnări. Azi, în ziua Logotezii, leac de la Hristos, dăruită nouă Domnul, prunc, voinic, frumos, am primit cu bucurie oacheșul cocon și am pus pe prăznuire numele Ion. Când târziu sosi scrisoarea care a întărit că cei patru feți departe toți s-au prăbălit, vestea groaznică un geat popii nu i-a smurt. El de mult îl îngropase și bocea. E prima oară când timp cu microfonul, am și emoții.
niște poze din albumul nostru de familie, că poate în felul acesta vă faceți o idee mai bună despre cel care a fost Constantin Băicescu și apoi preotul Constantin Băicescu. Atunci, o vedeți pe mama tatălui meu, mă știu în care vine tatăl meu, Constantin Băicescu, îi se spunea Tică Băicescu, de la Costică, bineînțeles, și soțiară mai mică, Maria Băicescu, împreună cu tata dânsului, deci Stan și Zinca, au murit de tineri. Deci tatăl meu a rămas orfan de la 7 ani, de tată și de 19 ani de mamă. Au murit de boala acelea vremuri trebuce. Era și Iatomoda care a revenit cu purtatul costumului popular, care este categoric cel mai onorant și să-l putresc. Deja vedeți aici, îmi pare rău că așa arată pozele și lor, nu m-am început să le scanez foarte bine. Băicescu cu Constantin, aici deja student, diverse cărți de identitate, de membru din poate mai bine. 47-48. Se vede în dreapta că se scrie despre el și că era orfan. Am sărit deja la... Sunt date pe slide acum, ca să puțin cam rapid. Ce să vă spun, că timpul, cât timp a fost elev, a fost un elev eminent. Asta nu înseamnă că era tocilar, dar chiar îi plăcea să studieze. Și, deși era un asemenea copil foarte bun, era foarte vesel. Îi făcea pe toți să râdă colegii și aduceau aminte că era bufonul clasei. Nu o să vă vină, poate să credeți. Deci era un om foarte vesel. Și optimist, și acest optimism a rămas la sfârșit. Da, haideți să mai departe. Am trecut deja la căsătoria părinților mei. Fiecare dintre ei se hotărăse într-un fel să se îndrepte spre mănăstire. Că mi s-a spus la un moment dat ca tema să povestesc despre ceea ce cel a îndemnat să devină preot. Și mulți știu, poate numai despre pasajul cu patrahilul, o să zic și-o mai încolo despre el, dar sunt convinsă că sămânța a rodit de la început din mediul formării intelectuale, pentru că deja intrase în frățiile de cruce, și unde atitudinea nu era politică. E clar că, de fapt, politica lor era dragostea de neam și Dumnezeu. Și se împleteau clar. Deci nu puteai să fii, să arăți că ești naționalist, că îți iubești neamul, dacă nu îl iubești pe Dumnezeu. Dar educația lor religioasă era desăvârșită. Deja o vedeți pe mama mea, cu fratele meu cel mare, Mihai, și dreapta, desigur, tatăl meu, botezul lor, prieteni care, bineînțeles că au fost împinuiți că sunt adepți ai tatălui meu, s-a considerat că deja se făcuse
vreme ce tata nu este în poză, vă dați seama că în timpul acesta era deja în închisoare. Și îi scria, văd surorii mele, am să mă îndrăznesc să vă citesc eu, dacă, sau mai bine, să nu pierd în timpul. Încep prin a vă mulțumi pentru pachetul trimis și pentru bocănci, unde să nu-i mai trimiteți și nici țigări. Să știți că nu am fumat niciodată și nici nu voi fuma. Deși să știm foarte bine că țigările, da, erau... Luna trecută, sunt mărunțișuri, ce să vă spun. Luna trecută ți-am scris la București, era foarte foarte grijuliu. Deci chiar se gândea permanent la toți ceilalți, deși în închisoare. Deci, luna trecută ți-am scris la București, am așteptat cu nerăbdare răspuns la scrisoarea aceea în zadarnic, căci n-a venit. Vă dați seama că n-am primit ai mei niciodată aceste scrisori. Fapt care m-a întristat mult. Ce s-a întâmplat? Răspunde-mi imediat și lăbărește-mă. Te rog foarte mult, când vei mai trimite pachet, bineînțeles, numai atunci când vei putea, punem și niște bicarbonat. Eu am luat medicamentele pe care mi le-ai trimis și mă simt foarte bine, așa încât nu-mi nu duceți grija mea, mă rog. Bucuria mea mare este să te știu cu minte și fericită. Răspunde-mi acum la scrisoarea din ianuarie. Aștept, vă sărut cu drag pe toți. O asemenea... Da. În turnul 54 februarie, da. Dar o asemenea scrisoare îmi amintește de scrisoarea lui Gafel cu către soroica sa. Să trecem mai departe. Urmează o scrisoare similară, vă putea trece și peste ceva sau unde mai. Frații mei păreau și probabil că erau. Când sunt copii, toți copii sunt fericiți. Îi vedeți imagine clasică la grădiniță, probabil la o observare. Acum, iată că apare și eu, apare și tatăl. Eu m-am născut în 1965. Poate că vă dezamăgesc de mare lucru, nu știu să vă spun despre ce s-a întâmplat în închisoare, poate știți dumneavoastră mai multe decât mine. Eu am încercat să sap, să urmă, ca domnul Adrian Tăcu, dar să-mi imaginez prin ce a trecut. Vreau să vă spun că niciodată nu mi-a spus cum că a trecut prin lucruri îngrozitoare. În șoaptă povestea câteodată uneori ce s-a întâmplat la pensiune. Iar eu, pentru că știam că fusese orfan, mi-am imaginat că exista pensiuni și pentru băieți, nu mai pentru fete. Și povestea despre oameni minunați și despre atitudini minunate, ce lucruri cum s-a învățat, cum s-a cultivat. N-am făcut niciodată legătura până de ziua, până la 11 ani, când am aflat de la mama mea, așa, într-o răsuflare, ce s-a întâmplat. Așadar, acolo, în fața blocului, vedeți blocurile comuniste, asta se întâmpla în anii, în anul 66, cam în anișor aici, văd. În 65 m-am născut eu. Poze, vă spuneam de familie, în dreapta mama mea, fratele meu Mihai, eu un când mă suflam în mânărica aceea. Iată-i cât de fericit sunt în sărăcia lor. Mi-e foarte traumă asta. Și următoarea, în care apar bunicul din partea mamei, Ion, țăran din neam de țărat, nu știu, la 10 la copil, cred, din neamul lui, dar a ajuns ceva la tribunal, nu? Portărele. Așa. În spate, nașa de comunie a părinților mei și a fratelui meu unde botez, Elena Budișteanu, soția arhitectului Nelu Budișteanu, și dreapta mama mea și cu mine și copilășită. Deja am trecut la poza hirotonirii tatălui meu.
facă preot. Cei cu patravină, probabil că cei mai mulți știți că e cel mai mediatizat, li s-a dat la Târgu Ocna, li s-au dat niște cârpe să plece pe jos și aceste cârpe erau de fapt niște sfinte veșminte, iar tatăl meu a ascuns patravirul în căptușala paltonului și tot căptușala paltonului, nu se știe despre aceasta, ascuns avea și o iconiță pe care o am acum ca pe cel mai sfânt odor, mică, destul de prost făcută așa litografie de pe un placaj, dar care a stat ani de zile la pieptul tatălui meu și repet, o am și acum ca Sfânt Odor. Așadar, în 76 sau până în 76 reușește să își facă și facultatea de teologie, începuse facultatea de geografie, istorie, nu pot să se lăsa să o termine, de fapt să-și dea licența. Și a urmărit la urmări toate cursurile, a fost cu mare acribie și iată este aici Părintele Benedict Ioș, duhovnicul, marele duhovnic și sfătuitorul dânsului, permanent l-a avut alături. La noi acasă, în capul mesei, în altul Antonie Clămădeală, deci, iată că se cobora, nu că se cobora, nu știu, oricum erau buni prieteni cu tatăl meu și aceasta e o atmosferă de casă de familie, masa de după hirotonia. Sunt amestecate puțin. Sau cred că aceea a fost slujba de la când a fost făcut diacon și aici iarăși vă rog să mă uitați. Da, de mine sunt amestecate. Iar aici sunt eu cu spatele sărătându-i mâna prea fericitului patriarh Justinian, pe care îi iubea tata, care știu că l-a ajutat foarte mult. Dacă nu era prea fericitul, dacă nu îl nu-l oprea undeva într-o grădină, știu că a sărit un gard și l-a oprit în grădină și l-a rugat să-l angajeze la Institutul Biblic, poate că ar fi rămas încă multă vreme fiind muncitor la uzinele 23 august. Ce vedeți? Deja era preoțiță de copară, tot la masa, la masa festivă, era foarte drag și tatăl din noi și mamei mele se organizează de asemenea mese cu ce se putea, cu sărăcia lungie care era în acei ani. Și n-am să uit niciodată cât am putut să o fac de râs pe mama când la acea masă, când a venit și înaltul Antonie, gătise o supă de găină sau de pui, oricum ceva, pe ce nu prea vedeam noi. Și i-am zis, mamă, niciodată n-am mai mâncat, de când am mai mâncat o supă așa de bună de pui? Eu voiam să o laud și să-i arăt cât de bucuroasă sunt pentru asta, iar mama nu știa cum să mă trimite mai repede la bucătărie. Așa. Aici, iar asistam, mama este cea cu ochelea, după cum vedeți în față. Eu, mă rog, asistam la chirodonia tati. Aceeași atmosferă de familie, nașa noastră în mijloc, în dreapta nașul Budișteanu, Nelu Budișteanu. Părintele Benedict Ioș la casa lui de la Cernica era ca un înger transparent, de o delicatețe, de o inteligență, de un car, nu, era, probabil că era sfânt. Este. Celălalt preot pe care s-a vizuit întotdeauna este Părintele Alexie Bârcă, a slujit la Bisericuța Bucur-Ciobanu. Probabil că cei mai mulți ați intrat în aceasta. E minunată, e Bisericuța Copilăriei mele. Foarte greu, am
am reușit să înțeleg că ar putea exista și alte biserici frumoase după ce mi-am făcut copilăria până la 11 ani pe aici, pe la Sapienței. Iată, mama mea la 40 de ani era albă. Tatăl meu, deși trecut prin 14 ani deja de închisoare, era tânăr ca la 30 de ani. Ceea ce ne arată că nu numai deținuții, bărbații, iată, au trecut prin greutăți, să nu uităm de familiile lor, de mamele, de soțiile, de iubitele, de logodnicele prin ce au trecut, pentru că, după cum știm, închisoarea a fost mult mai mare. Întreaga țară a fost o închisoare și se vede de fețele lor până la urmă prin ce au trecut. Și totuși eram o familie fericită. Deja îl vedem slujind, a ajuns aici sunt icoanele din de la Biserica de la Sapienței. Asta se întâmplă în 1976. Și de când a intrat, în biserica aceea, și-a dat seama că a văzut că e o biserică deosebită, s-a bucurat mult de tot și că a venit după Părintele Constantin Sârbu, dar mai ales s-a speriat de asta, pentru că Părintele Constantin Sârbu formase o comunitate, niște noriași foarte bine educați și catehizați, sigur că da. Și ți-e cam greu când mănânci așa cozonac, să știi că ți se dă mămălică și nu se aștepta nimeni să vină un preot, cel puțin pe măsura Părintelui Constantin Sârbu. Destul de sceptici au fost, dar până la urmă, nu numai că l-au primit, l-au îndrăgit, l-au susținut pe tot parcursul fanilor. Până oară când a venit la Sapienței, prima chestie a fost să îngrijească în continuare biserica. A iubit foarte mult bisericile și mănăstirile. S-a ocupat de spălarea bisericii în picturii, pictura lui Bătărăscu, știa, avem informație până la urmă de istoric că trebuie păstrate acestea. Ce vedeți aici e o poză urât, făcută proastă, dar vă spun, sau poate ați recunoscut deja acea alee de la Cernica, care duce, sus e mănăstirea și duce spre cimitir. Vreau să vă spun de fapt că noi nu aveam pe nimeni în cimitir, dar mereu ne întorceam, treceam de acolo, ne plimbam ca într-un parc. Eu așa mi-aduc aminte că mă jucam, sunt în spate, să mă jucam printre cruci, alergam după tot soiul de câțe și chiar proscuțe. Mi-era foarte drag și iată nu aveam pe nimeni. Acum, cu atât mai mult cu cât am părinții acolo, și nu numai atâția prieteni de Iliusul Ioan Ian Olivier, Daniel Burgea, Părintele Alex, Boris, nu știu, foarte mulți. În fața Bisericii Sapienței, deja eram pe poze color, eu eram măricică la facultate, fratele meu Mihai Dulcescu, recunoaște riscul și pe Părintele Sofian. Altă poză, ca preot, pare îndurat. Aici boteza, o boteza pe fetița mea, Maria Ciucă, copilul meu numărul 2. În stânga este domnul Eminian Popescu, domnul profesor Eminian Popescu, o celebritate în sabat și un om extraordinar din toată